lecții de limbă română pentru cei plecați din calea războiului. Mai mulți refugiați din Ucraina care trăiesc în raionul Căușeni s-au înscris la cursuri dornici să descopere cultura țării care îi adăpostește în vreme de război. Unii speră să își ocupe astfel timpul și să treacă mai ușor peste despărțirea de cei dragi. Alții fac asta din respect pentru moldovenii care le-au întins o mână de ajutor. Как уважение, наверное, к стране, к языку, к культуре. Ну, хотя бы здороваться и прощаться на вашем языке. Детям вообще легко очень перестроиться. Они быстро хватают. Вот она была неделю в лагере, там были молдавские дети и наши дети. И она пришла, мне уже считала one, two, three, patre. Что там? Я не запомнила. Она до 10 уже считала. Printre refugiații care vin la cursuri se numără și Victoria. După fiecare lecție repetă împreună cu fiica ei noțiunile învățate. Amândouă știu deja câteva cuvinte românești. Mulțumesc! Правильно? Da. Bună seara, bună ziua! La revedere! Добре. Не, есть легкие слова, есть тяжелые, которые даются сложно. Очень важно, потому что я уже 4 месяца нахожусь здесь, и хочется понимать, о чем со мной разговаривают, и разговаривать на вашем языке тоже бы хотелось уметь. Ну, какие-то знаю уже, остальное буду учить. Сегодня первый урок только у меня. У меня там мама осталась, и муж служит на войне сейчас. Marina Osovic este originară din Ucrainca Căușeni, de mai bine de 20 de ani însă locuiește în Ucraina. În tot acest timp, limba română s-a îmbogățit mult, spune femeia care afirmă că aceste cursuri o vor ajuta să vorbească mai frumos limba maternă. Suntem din luna aprilie, 8 aprilie am venit în Coași. Am trăit pământul ăsta, am crescut pământul ăsta și în Ucraina am crescut. Și deja știu limba asta, dar 22 de ani am fost aici. Și s-a schimbat limba uleacă, e mai frumos, o stat, mai literar, nu știu cum. Atunci era drept, amui corect. Nu, mai scurt înțelegem absolut tot. Nu, doar nu putem să pronunțăm așa cum trebuie. Așa noi cum lăsat am fost, așa pisat cum lăsat, o grăi vorbit limba, așa noi vorbim noi. Dar de-am învățăm uleacă mai așa, uleacă mai... Și Svetlana s-a născut și a copilărit la Căușeni, de mai bine de 2 decenii, locuiește însă în Dnepropetrovsk. Femeia cunoaște limba română, dar spune că uneori are nevoie de mai multă concentrare pentru a înțelege ce îi se spune. Acum se îngrijorează pentru situația din Ucraina, afirmând că războiul a ajuns lângă casa ei. Azi chiar m-au sunat și ne-au spus că e tare aproape de la noi, acolo este un orășel care e aproape de Kryvyi Rog. Noi se primește că noi dintr-o parte e Zaporojia, dintr-o parte e Kryvyi Rog și Nicolaev e aproape și tare salutie. Să văd cum zboară rachetele astea, bombele astea și pe aproape acolo se explodează fără căsă, ucid oameni, răniți, militari, nu chiar. Dragă Moldova, pentru că aici ne-a trecut tot copilăria. Și pentru mine e dragă Ucraina, pentru că acolo s-au născut copiii mei, acolo e casa mea și mă trag acasă, da? Să știi mai multe limbi, asta tot e bine. Cât mai multe limbi știi, cât mai ușor să înveți altele limbi. Și Daria este de regiunea Odessa. Ea s-a înscris la cursurile de limbă română pentru că îi place cum răsună această limbă și din respect față de prietenii noi pe care și i-a făcut aici. Crede că este o limbă ușor de învățat și în scurt timp va obține primele rezultate. Bună ziua, bună seara, dobre utra, bună dimineață, navți bune. Там есть некоторые слова, которые похожи на украинский язык. Например, цап по-украински, это тоже будет цап, козел по-русски. De la începutul războiului, organizațiile neguvernamentale îi ajută pe ucrainenii veniți în Republica Moldova.
iar cursurile de limbă română se bucură de o cerere tot mai mare a rândul persoanelor refugiate. Făcându-se odași între rândul ucrainenilor, am observat necesitatea acestora de a învăța limba română. Astfel ne-am propus învățarea limbei române ca ei mai ușor să comunice, să-și găsească copiii mai ușor prieteni și pentru o comunicare bună în rândul cetățenilor. Potrivit organizatorilor, cursurile de limbă română se desfășoară nu doar la Căușeni, dar și în centrele de plasament din Chișinău și din Vadul lui Vodă.